Salutare pariori! Pentru ziua de miercuri, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 6 pronosticuri. Voluntari UTA Arad. David Chirilă spune că după ce UTA Arad și-a serbat deja salvarea de la retrogradare, acest meci ar trebui să fie în mod normal unul al gazdelor, care încă luptă pentru menținerea în prima ligă. Având în vedere că pentru voluntari miza partidei de miercuri este mult mai mare, iar în ultimele două etape a înregistrat o victorie și un egal fără gol primit, tipsterul nostru recomandă pariul pe victoria lifovenilor cu returnare de miză în cazul unui rezultat de egalitate. Tottenham Aston Villa. Cei de la Tottenham încă speră la o clasare mai bună, dar pentru a reuși acest lucru au nevoie de toate cele 3 puncte din confruntarea cu Aston Villa. În opinia lui Radu Oprea, Tottenham este net superioară adversarei de miercuri și având în vedere că în 8 din ultimele 9 meciuri disputate pe teren propriu a înscris de cel puțin 2 ori, tipsterul nostru recomandă pariul pe cel puțin 2 goluri marcate de Tottenham. Carolina Hurricanes, Nashville Predators. Cei de la Hurricanes au reușit să câștige primul joc din seria cu Predators fără prea mari probleme, impunându-se cu scorul de 5-2, iar Andrei Cinculescu spune că acest lucru se datorează ofensivei uluitoare deținute de Hurricanes. Nici Nashville nu stă rău la acest capitol, reușind să marcheze în medie peste 2,8 goluri per meci. Așadar, tipsterul nostru se așteaptă la o nouă confruntare spectaculoasă, iar în opinia lui, cel mai potrivit pariu este cel pe minimum 5 goluri marcate. FCSB Universitatea Craiova. BMG spune că în acest meci orgoliul jucătorilor va fi la cote maxime, așa că ne așteaptă un duel spectaculos. În ultima perioadă, defensivele celor două echipe au avut prestații dezamăgitoare și având în vedere că ambele echipe au ratat obiectivele din acest sezon, cel mai probabil la confruntarea de miercuri vor miza pe cartea atacului. Prin urmare, pronosticul tipsterului nostru este total goluri 3+. Gaz Metan Poli Iași. Medieșenii au nevoie de o victorie pentru a fi siguri de menținerea în prima ligă și având în vedere că adversarii lor sunt deja retrogradați matematic, tipsterul Johnny crede că această partidă va fi la mâna gazdelor. Cu toate acestea, tipsterul nostru nu crede că vom vedea un meci spectaculos, iar recomandarea lui este pariul pe sub 2,5 goluri înscrise de Gaz Metan. LA Lakers Golden State Warriors. Wade spune că învingătoarea acestui duel va obține calificarea în play-off, acolo unde se va confrunta cu cei de la Phoenix Suns. Având în vedere că miza partidei este uriașă și că ambele echipe traversează o formă bună, Lakers încheie în sezonul regulat cu 5 victorii consecutive, iar Warriors cu 6 victorii la rând, tipsterul nostru mizează pe un meci echilibrat și recomandă pariul de tip handicap Golden State Warriors plus 8,5 puncte. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.